Deși avem motorul cald, sunt 4 linii, efectiv mașina a funcționat vreo 20 de minute. Ventilația este pe căldură, pe treapta 2. Este pus pe ventilația din bord. Aerul este... Ce călduț? Călduț este puțin zis. Este o idee mai cald ca și aerul de afară. Efectiv, în interior îmi intră aer rece. În timpul mersului se schimbă situația, este și mai rece, efectiv intră aerul rece direct de afară. Nu simți deloc să-ți vină căldură pe gurile de aerisire. Mai bine le închizi pentru că ți este mai cald de mașină, ca și cum dacă ai merge cu căldura pornită. Problema ar trebui să fie de la radiatorul de încălzire din spatele acestui bord. Inițial am zis că o să-l schimbăm, dar astăzi îl vom da jos să îl curățăm. Preferăm să nu-l schimbăm pentru că unul nou de origine depășește 300 de lei, iar un radiator aftermarket, care este prost calitativ, costă 100 de lei și n-am vrea să punem așa ceva. Așa că astăzi o să vă arătăm cum demontăm acest radiator, cum îl curățăm și sper să vedem diferențe pozitive legate de căldură. Se desface acel colier. De la furtună care duce la radiatorul din habitaclu. E ciudat pe aici că nu avem lumină. Să știți că iasă greu pentru că se lipește în timp. Acel bidon trebuie să fie neapărat închis, asta ca să recuperăm cât mai mult lichid. În momentul în care desfaceți bușonul de la vasul de expansiune, lichidul curge foarte ușor. Repetați procedura până când nu o să mai curgă antigel de pe acea conductă. Ca să fiți siguri că goliți tot, pe furtunul care tocmai l-ați scos, suflați. Nu neapărat cu gura, puteți folosi și o sursă de aer. După ce s-a scos lichidul, se poate pune acel furtun înapoi și se folosește colierul original. Asta dacă l-ați scos cum trebuie, trebuie să scoateți, să faceți loc mai bine zis. Iar clipsare foarte ușoară, folosind un clește de cuie, până face click și gata. Ca să ajungem la acel radiator, o să trebuiască să dăm jos prelungirea de bord și o să trebuiască să scoatem această tablă. Tabla asta e prinsă în 4 șuruburi, 2 sunt aici în partea de jos, unul se poate vedea, iar încă 2 sunt în partea de sus, unul acolo și unul acolo undeva. O să trebuiască să dăm jos această mufă și mai sunt acești brăduleți care țin instalația electrică. Ca să fie ușor de lucrat, o să trebuiască să dăm jos și panoul frontal. Cele două șuruburi se slăbesc folosind o cheie de 13. Acesta este șurubul care nu vi l-am putut arăta.
Pentru celelalte două șuruburi este un pic mai greu. Nu am loc să filmez acolo, dar vi-am arătat cele două șuruburi, vă prindeți voi. După ce s-a scos instalația electrică de pe cele două clipsuri, se scoate tabla, dar iasă mai greu, dar iasă. Și așa arată această tablă. Acestea două sunt clipsurile prin care stau instalația electrică. Este și în a treia parte un brăduleț, dar de acolo se scoate ușor. Am dat jos consola ca să ajungem la un șurub. Este vorba de acel șurub Torx de 20. Acela se slăbește ca să putem ajunge la cele două conducte, de fapt să ajungem, să scoatem cele două conducte afară din acel radiator. De fapt, acel șurub etanșează conductele de radiator. Asta n-am să vă pot filma din nou, este locul foarte mic. Se vor scoate conductele, o să curgă probabil ceva apă și după care putem scoate radiatorul. Așa, da. A curs puțin apă, dar asta e. Iar acum radiatorul este prins și el, de fapt, în două șuruburi. Unul în partea de jos. Cred că se pot vedea, cred că le pot filma și eu. Este cel de aici. Parcă nu-mi dau seama unde este al doilea. Eu stau într-o poziție foarte ciudată. Dar o să vă prindeți voi. Sunt doar două șuruburi care țin acel radiator. Unul în partea de sus, unul în partea de jos. Radiatorul este fixat în trei clipsuri. Nu, un pic să fac așa să vedeți. Este vorba de acest clips, trebuie să tragi de el într-o parte. Mai este unul în partea asta, cel de aici. Și mai este unul în partea de sus. Ăla nu pot să ajung cu degetul, dar îl vedeți voi. Trebuie să le dați pe toate trei la o parte și abia atunci puteți scoate radiatorul. De clipsuri, îl crăcănez așa un pic cât merge. Bag degetele aici și trag. Vezi că a început să plecat. Da, a ieșit. Trebuie să tragi un pic de bord. Și o să fără. Yeah! Ai de capul meu ce a ieșit din el. Păcat că voi nu vedeți, dar au ieșit ca și cum ar fi niște pietre în interior. Partea cealaltă. Radiatorul original are aceste lamele foarte fine. Asta comparativ cu Breckner, ce am mai văzut. Se pot vedea cele 12 conducte. Radiatorul Breckner, care am vrut să-l punem în locul acestui radiator, avea doar 8 conducte, semnând că căldura degajată în interior ar fi fost mult mai slabă. Ok, în acest moment noi o să trebuiască să dăm jos acest plastic de pe acest radiator, iar aici se văd aceste mici cleme care țin radiatorul lipit, care țin plasticul efectiv. Aceste mici cleme trebuie declipsate tot roata ca să scoatem acest plastic afară. Se folosește o șurubelniță dreaptă. Trebuie să aveți grijă doar cum forțați, să nu crăpați plasticul. Dacă ați crăpat plasticul, clar sunteți buni de dat banii pe un nou radiator. Trebuie răbdare? Am, da. Deci, cu răbdare. Să spargem lumea întotdeauna asta. Între timp ce declipsează Yoji radiatorul ăsta, eu am să vă arăt ce avem în interiorul mașinii, în acel locaș unde a fost radiatorul.
asta înseamnă să nu ai filtru, stați să fac așa. Asta înseamnă să nu ai filtru de polen în mașină, deci este o grămadă de mizerie. Am pus contactul și am să dau ventilația pe treapta 1. Să vedem cum zboară mizeria de acolo. Așa, să poziționez, să avem și lumină. Băi, dar sta acum. Dau pe treapta 1, nu, pun contactul și bine, domnul Fisc, a zis că e și nu m-a avut. Nu știu ce așa să vă și să le împărmi. Vinovat, până vinovat. Acestea fiind ultimile trei clipsuri, în momentul în care ar trebui să putem scoate știți că vă spuneam de mizeria care a curs în chiuvet? Ia uitați-vă aici și se poate vedea o bucată de silicon. Ia uitați aici ce înăuntru. Vai, deci nu-ți vine să crezi ce se poate aduna în timp acolo. Te putea spune că e piatră, dar nu e piatră, că parcă e moale. De așa e grunță. Uite, bă, nu l-ai aici. Nu, în interiorul radiatorului sunt niște sârme și trebuie să scoți toate sârmele alea ca să poți curăța cum trebuie acest radiator. Uite cum iasă mizeria din el. Ai văzut bucata roșie? Silicon. Silicon. Acolo s-a rit. Vai, ce iasă de acolo? Uvai, ia uite-te. Și te miri de ce nu mai trece acolo. Pe acolo nu mai trece apa deloc. Auzi cum sună. Ia uite-l iară. Șobolan. Ia uite. Ia uite. A, după sunul de dau dai seama. Nu mai așa. Auză. Ia uite-l. Vezi, Costele, din cauza asta nu mai aveai tu căldură. Pentru că nu mai circulă, exact ca și caloriferul de acasă, sunt înfundat, nu mai după căldură. Nu mai circulă apa prin el, clar. Da, ce zic jos de obicei, seama. Ia uite-l, uite-l ce frumos stă. Da, astea sunt inevitabile. Dacă pun mult în toată... Ia uzi. Că și rămâi să-i ducam pe aia. Păi da, e mutat. Nu, pe care nu se vede. Păi da, uite, e acolo mi-a pus. Uite. Noi nu o să mai folosim aceste sârme, dar o să curățăm radiatorul. Eu nu le-am găsit. Și cam atât. Spălarea cu jetul de apă. Vai, ce jigheasă de acolo. Nu știu dacă prinde camera, dar vă zic, eu văd ce iasă.
Da. E pură pentru fiecare. Nu în cafea. De-aia nu se face. Eu n-am văzut numai Martina. Ca să fiți siguri că o să etanșeze cum trebuie, se pune silicon în strat foarte subțire pe capac. Să nu puneți foarte mult, ați văzut ce s-a întâmplat când se pune prea mult silicon. În momentul în care presez capacul, acele bucăți de silicon, excesul de fapt, curge, se întinde, iasă și în interior și în exterior. Cel care ajunge în interior rămâne blocat în radiator. Noi acum am curățat doar radiatorul de căldură. Imaginați-vă că mai este radiatorul de motor, cel din față. Și în ăla precis sunt bucăți de silicon, doar că acolo e mai mare, nu chiar atât de tragic și aici. În schimb, din cauza lui ăsta te-ai trezit că nu mai e căldură deloc iarna. Atenție, nu trebuie orice silicon, este silicon gasket. Se folosește la motoare. Este special, nu este cel sanitar sau cum vă vine vouă. Ok, după care se clipsează. Știi că trebuie clipsat folosind ciocanul. Și are logică ce se întâmplă acum. În momentul în care s-au depărtat acele cleme, s-au depărtat acele metale. Și nu mai strânge cum trebuie. Folosind ciocanul la starea inițială. Clipsarea finală se face cu un clește papagal și se strânge fiecare clemă în parte. Nici nu trebuie să faci un test ulterior, numai după cum văd cum se clipsează aici, îmi dau seama că nu o să curgă. Deci chiar arată foarte bine. Ia uite cum ieși silicone. Și un poș dacă am găsit de poș. Ea nici unei mai spate. La scaun, pat, tot. Păi și acum am vrei să mă vrei sau? Nu mă duceam dacă. Vreau tot timpul în poș. Unde trebuie? Mai sunt și rezerve. Poți să dai așa dacă nu mă rezerve. Nu te-o faci și rezerve. Nu vară pe dacă. Nu sunt. Asta nu sunt de calitate. Cei de calitate sunt poți. Marco. Se poate vedea cum a ieșit siliconul aici la colț. Deci, deși s-a pus cantitate foarte mică. Șurubelnița. Aha. Trebuie să tragi un pic radiatorul ca să poți clipsa aici. Corect. La polendul ăla. Nu te-am lăsat gata. Poate să te nimic bol de pescare. Bura. Pagă cum? Da. La bat de la... Mergecul de sus, da. Da, nu mă ajută de telefon.
Păi dar nu ții milă, mă, cum trage, fără milă, așa-i? Păi n-ai nimic. Deci așa avea milă. El a avut milă când s-a înfundat. Nu. Nu, sau cred că are milă dacă, nu, ai, milă, dacă ai milă de el, că nu poți să-l strângi, ce-ți curge. Gata. Se ia excesul de silicon, nu are sens să rămână acolo. Și gata, se poate monta pe mașină. Aici, în aceste margini, închide un O-ring, o garnitură de cauciuc. Trebuie să aveți grijă că este curat aici, roate în ambele părți. Acolo se văd puține depuneri. O să trebuiască curățat ca să fim siguri că o să închide cum trebuie. De preferat să puneți un pic de silicon și aici unde vin O-ringurile, ca să fiți 100% siguri că nu o să curgă. Nu ai vrea să pui acolo sus și începe să picure. Faza e că nu se picură acum, se picură peste 3 zile și încet, încet, încet îți face baltă în mașină. Și nu este deloc rentabilă treaba asta. Urmează montarea. Montarea este în ordine inversă. Se bagă radiatorul, evident nu putem filma. Da. Invers montării, să știi că te auzi. Nu știu, pe ele l-aud. Nu e problemă. Dimineața, dacă cânte lumine, te plătine de ziua, nu? Se prind cele două șuruburi, jos și sus la radiator. Se va pune acel șurub care ține conductele. Ia uite că pot să filmez unul din șuruburi. Trebuie strâns tare șurubul ăsta. Deci acest șurub Torx de 20 care ține conductele trebuie strâns cu simț. Nu folosiți forță, este plastic și cam are logică treaba asta. Deci chiar este cu simț. Pusul înapoi al tablei, observ că nu e chiar ușor. Instalație electrică? Da. Se pune instalație electrică înapoi în acele clipsuri albe. Nu prea pot filma acolo. Fai să mă întâlnim pe scari, ce genial. Bine zis că v-am scăpat de ei. Nu,
În partea de jos sunt șuruburi, iar în partea de sus am presupus că sunt tot șuruburi, dar de fapt sunt două piulițe, tot cu o cheie de 13 se strâng. Evident, nu strângeți șuruburile de la început. Prima oară le puneți jos, după care puneți șaibele în partea de sus. Evident, asta este partea, nu șaibele, piulițele în partea de sus. Asta este partea cea mai grea și nu pot filma acolo, că nu văd absolut nimic. Se strâng toate cele patru puncte, cele două șuruburi de jos, piulițele de sus. Deja se poate aranja mocheta, păi începe să prindă formă mașina asta. Da, 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 ăla e fenomenul pus de mine. Foarte bine. De merge așa de greu. Să punem brădulețul la mocheta, evident nu-l vedeți voi acolo. Și se strâng și cele două piulițe din partea de sus. Ai strâns deja? Deci Iosif s-a mișcat cu talent. Punem înapoi antigelul. Evident, nu mai punem înapoi acel antigel care l-am dat jos, era mult prea murdar. Se slăbește aerisitorul, după care se completează. Punem și apă, nu doar antigel. Acel antigel era concentrat. Și punem până începe să curgă apă pe acel aerisitor. Se toasă. Gata, a început să vină apă aici. Se risește, nu? Mizerie, chestii. Uite cum iasă aerul. Am pornit motorul și trebuie aerisită instalația de răcire. Se ține accelerat, nu știu să zic exact, probabil până deschide termostatul. Oricum aerisirea finală se face în vreo 2-3 zile, timp în care mai trebuie să verificați nivelul lichidului din borcanul de expansiune. Înainte să curățăm acest radiator, în momentul în care puneam ventilația, evident, pe căldură, neimportant că era la găurile de aerisire, jos la picioare sau la parbriz, în momentul în care puneai pe treapta 2, pe aceste guri de aerisire îți venea aer rece. Dacă era motorul cald, 4 linii, cum este acum, venea ușor aer călduț, dar numai dacă stăteai pe loc, dacă era în timpul mersului, când intra aer cu presiune de afară, abia se simțea ușor amorțit aerul. În momentul de față, dacă țin mâna fixă, nu poți să ții, te arde. Deci aerul care vine pe aceste guri de aerisire este foarte de capul meu, deci este foarte, foarte, foarte cald. Încă o chestie, am dat drumul la în momentul în care am dat drumul la ventilație, pe bord a ieșit o grămadă de mizerie. Evident, am mutat pe ventilația de pe parbriz. Ia să mai dau o dată să văd o chestie. Ia uite că mai sar bucăți. Ia uite, pac, încă o bucată. Asta înseamnă să n-ai filtru de polen. Pe mașina asta a funcționat cam 7 ani fără acel filtru de polen. Ideea este că diferența este enormă. În sfârșit are și socrul meu căldură în mașină.